Conform deciziei primarului Dan Laurențiu Leoreanu, după un an de interimate, postul de manager al Spitalului de Urgență Roman a fost scos la concurs, care s-a desfășurat joi 14 aprilie anul acesta. Cu un portofoliu consistent de proiecte, singurul candidat, doctorul Maria Andrici, n-a avut prea mari emoții că nu va lua examenul pe care l-a promovat cu media 9,74, care asigură instalarea în postul de conducere la Unitatea Sanitară Romașcană. Doresc să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit, m-au încurajat și au avut încredere în mine. Examenul s-a susținut la primărie. Comisia a fost formată din membrii Consiliului de Administrație, domnul viceprimar Lucian Micu, domnul Ovidiu Bojescu, domnul director economic de la DSP, domnul Oprea, doamna doctor Grădinaru, tot de la DSP, iar secretar doamna Iulia Havrici. Examenul a constat din proba scrisă, 50 de întrebări grilă, 40% fiind cu un singur răspuns, 60% din întrebări cu două răspunsuri corecte. Proba a doua, prezentarea proiectului. Tema de proiect a fost plan de îmbunătățire a calității serviciilor, îngrijirilor medicale și condițiilor hoteliere oferite de Spitalul Municipal de Urgență Roman. Iar proba a treia, interviul de selecție. În perioada următoare, noul manager al Spitalului de Urgență Roman va trece la materializarea proiectelor din planul de management cu care s-a prezentat în fața comisiei, plan ce în cea mai mare parte ține de continuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii Unității Sanitare Romașcane. Ca proiecte de viitor, doresc să continuăm modernizarea infrastructurii spitalului, aceasta însemnând realizarea lucrărilor de igienizare și reparații la nivelul secțiilor de ORL, anatomie patologică, recuperare fizică, endocrine. Dorim realizarea unei stații de epurare a apei uzate, reabilitarea policlinicii, reabilitarea bazinului din cadrul secției de recuperare, înființarea secției de paleații, care dorim cât mai repede să obținem aprobarea pentru înființare. De asemenea, dorim îmbunătățirea calității serviciilor oferite, aceasta însemnând și reluarea activității mașinii timp smurt, care temporar știm cu toții că este sistată. Alte obiective ale Comitetului Director al Unității înscrise în proiectul managerial sunt continuarea procesului de dotare cu aparatura secțiilor Spitalului de Urgență și diversificarea serviciilor medicale oferite de colectivul de medici de la Unitatea Romașcană. De asemenea, dotarea secțiilor cu aparatură, diversificarea gamei de servicii oferite, de exemplu servicii de chirurgie urologică, gastroenterologie, servicii de chirurgie bucomaxilofacială, servicii de chirurgie vasculară, de asemenea noi intervenții chirurgicale în cadrul secției de chirurgie RCP, în cadrul secției de ortopedie artroscopia de genunchi. În cadrul ATI-ului se dorește, în cadrul programului național, hemodiafiltrarea, adică dializa pacienților acuți. De asemenea, îmbunătățirea calității îngrijirilor și a condițiilor hoteliere și, nu în ultimul rând, obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru Spitalul Nou și Psiatrie. Doctorița Maria Andrici este absolventă a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iași, promoția 2001. Este medic primar cu specialitatea chirurgie ortopedie și a fost manager interimar între 26 octombrie 2015 și 26 aprilie 2016. Este căsătorită cu actualul consilier local Gabriel Andrici și au împreună un copil. Noul manager va face echipă în continuare cu doctorița Oana Onu, directorul medical al Unității Sanitare, economistul Leonarda Chiriloaie, directorul economic
economic și directorul de îngrijiri medicale, Elena Chirilă. Având sprijinul constant al primăriei Roman, unitatea sanitară are toate șansele să se mențină în topul spitalelor de gradul 3 din România, dacă se va continua managementul performant de până acum și în condițiile în care primăria Roman va fi câștigată tot de echipa liberală, din care de altfel face parte și doctorița Maria Andrici, ca membră a organizației de femei a PNL.